Vedem astăzi, din nefericire, că lumea nu mai vrea să audă de judecată. Și este ajutată ca să fie adormită astăzi lumea. Ca să nu se mai trezească spre o viață adevărată de pocăință. Vedem astăzi așa zisa cultură care este promovată fie și în școli chiar, dar în special mass media aceasta, presă și televiziune. Care nu caută să facă nimic altceva decât să adoarmă pe oameni. Ne-am pus întrebare recent. Eu știu un lucru, că cultura, adevărata cultură, trebuie să înalțe pe om. Trebuie să înalțe un neam. Trebuie să-l apropie de Dumnezeu. Trebuie să-l facă conștient de valorile sale spirituale. Trebuie să trezească spiritul de respect față de înaintașii săi care i-au făurit și i-au dat această credință și acest spațiu geografic în care el să poată să desfășoare activitatea și să putea câștiga mântuirea. Îl oferăm astăzi o acalisă cultură care întunecă. Nu-ți dau pace nici măcar să posești postul de creștian. Și atunci îți cântă fel de fel de cântărezi, de interpreți. Și alung oameni la oratoare care se crede important să-i mic pentru ce? Pentru faptul că cântă din gură, pentru faptul că face tunde, că dă cu șutul într-o minge, că nu știu ce altă prostie mai face. Și se crede că e omul important în societate. Ba crede că are un cuvânt de spus în biserică lui Dumnezeu. Asta e și mai grav. Până aici ajunge mândria când e bunea și oamenii sunt ajutați în felul acesta ca să nu se mai pocăiască. Ca să nu mai poată, cum a spus, să se prețuiască prin ei ca schipa lui Dumnezeu și nici ca aproapele eu nu pot să nu mai prețuiască. În felul acesta se arată doar ca niște potrivnici al lui Dumnezeu. Înainte, mi-aduc aminte, în perioadele mai vechi, citind cărțile de istorie, mai vechi ale scriitorilor noștri, numai țiganii erau aceia care, rar găsea pe noi, care cântau pe la nunți, la jocuri, la lăutari. Ei erau lăutari și erau, când ne vorbea de lăutari, cele trei erau țigani. Acum o grămadă de români de-a noștri sunt lăutari, cântăreți, actori, amatori, nu mai știu ce așa mai departe. Și au așa niște aie și niște fumuri și te gândiți, dom'le, ce persoană importantă se duce și dă cu paleta într-o minge sau cu șutul într-o minge sau, eu știu, cântă neșunie pentru că câștigă sute de mii de euro de dolari. Și bă, pentru România fac așa asta, pentru poporul meu. Fii serios, dom'le, nu mai vorbi prostii de genul ăsta. Faci pentru că ești bolnav, sufletește de mândrie. Și vrei să fii băgat în seamă, pentru ceva care nu ar trebui să fii băgat în seamă și de bani. Pentru că doresc să câștige foarte mulți bani. Asta e marea tragedie. Și observăm cum, la ora actuală, ca să nu se mai pocăiască, ca să nu-și mai aducă aminte de judecata lui Dumnezeu, sunt luați de mici, din școli chiar, că sunt întinși ca acest zoom al mândriei, acest zoom al dragostei de lume și de bani. Spre a nu se mai putea pocăi, spre a nu se mai putea, iată, gândi și pregăti de judecată lui Dumnezeu. Atunci când știe un om că vine la dânsul o inspecție, are o inspecție la servicii, că vine un control financiar, sau să spunem că vine o anchetă socială acasă, se pregătește, nu oarecum, ca să fie în regulă. Așa și noi, frate, trebuie să ne pregătim pentru judecată lui Dumnezeu, care nu se știe în care clipă poate veni. Judecata lui Dumnezeu pentru noi este momentul în care am pus mâinile pe piept și am încheiat viața pământească. Ori iată că aceasta, așa zis, cultură care întunică, care nu se conștientizeze omul de pericole care apar la ora actuală din partea asaltului acesta demonic asupra creștinismului. Biserica este bajocorită. Sfinții noștri sunt bajocoriți. Se promovează răutățile și perversiunile acestea care sunt sexuale. Neamul nostru și mormintele martirilor sunt vândute la străini pentru nimic. Iar tovarăși oameni de cultură, așa zis oameni de cultură, agenți ai masoneriei mondiale, de fapt, știuți sau neștiuți, ne cântă când ne distrează.
deschizi televizorul și vezi ce piață frumoasă. Nu se întâmplă nimic, domnule. Uite cât e frumos. Uite cât de bine să trăiește. Asta fac ei. Nu se conștientizeze lumea. Ador oamenii. Dar pe deasupra observă astăzi că apar o categorie nouă de oameni. Au început să apară eroii și martirii iadului. Adică oameni care își dau chiar viața, își vasă sângele, acești oameni sunt de două ori de plâns, nu odată de plâns, pentru ca să-și distrugă neamul lor, pentru ca să-și distrugă credința, pentru ca să promoveze răutățile. Mă uitam cu durere ieri la niște filmări din Ucraina. Acești sunt acum în Ucraina. Oameni morți, bătuți, frutecați. Și treceam și mă gândeam cu durere în suflet, pentru ce mor oamenii aceștia acolo? Fratele, arătați-mă o singură țară care a intrat în Uniunea Europeană și care după ce a intrat în Uniunea Europeană a cunoscut progres din punct de vedere material. Una arătați-o. Care țara aceea? Spuneți un nume de țară. Care? Da? România, da? Deci am frumoasă glumă. Întrebarea, pentru ce lucrați acești oameni acolo? Ce vor ei acolo? Chiar care sunt țări tot mai avansate în Occident, cum Germania, Franța, toate momentul intrării acolo au scăzut dintr-o dată la jumătate sau și mai... Uitați-vă, Grecia, Portugalia, Italia, toate sunt în faliment. Întrebarea, pentru ce luptă acei oameni acolo în Ucraina? Pentru ce își vor să iei sângele acolo? Ce vor ei? Faliment vor și ei? Ce vor acei oameni, dom'le? Și până să dispune de plâns, să sufle, am pus să mănânci bătaie și chiar să mor, pentru ce? Pentru distrugerea ta? Eu v-am spus că s-a pus stăpânire pe mințele oamenilor. A venit o vreme când unii au înnebunit și dacă le spui că sunt nebuni, spun că tu ești nebun. Asta material, nici măcar material nu este beneficiu. Dar spiritual mă gândesc. Că Uniunea Europeană este un dușman de moarte al bisericii și al creștinismului. Care vrea homosexualitate, prostituție, toleranța tuturor răutăților, pedofilie, vedem că această afacere cu transplantul de organe, acești așa zis eroi, acești criminali care ucid oameni în transplantul de organe, sub masa să fac bine, ucid pe unul ca să facă bine la altă, dar de fapt de acolo se câștigă sute de mii de euro, bani, iar și de transplanturi, și m-am explicat în biserică într-o altă predică, și știam și curând iarăși un comentariu la cineva care a avut ocazia chiar din sistemul sanitar să asiste la o astfel de operație de prelevare de organe. A cerut în Germania un senator să le dea voie, colegii medici, să asiste și el în sală în momentul în care se prelevează organele la cineva. Că se ia organe dintr-un om cu așa zis frumoasă cerebrală. I-a spus nu. Nimeni n-ar fi în stare să reziste fizic la așa un scenariu macabru. E îngrozitor. Ceea ce se întâmplă în timpul ăsta. Să vezi un om cum se scoate inimă, se cat, scoate, îl hăcuie și cum îl țin la aparate, că este viu, nu este mort. Să vezi cum îi crește tensiunea. Să vezi în momentul acela cum crește pulsul întrâns. Să vezi cum se șnește sângele și pune la sfârșitul transplantului, tot sângele din mine este scurs. Absolut tot. Și în persoana respectivă. Ceea ce a mostrat că într-un mod nu poate să curgă sânge prin vene. N-are cum. Cum este hăcuit, în ce fel este hăcuit omul acela. Nu poate nimeni. Și aceștia tipurile sunt eroi, eroi ai iadului. Mă uitam după aceea la o altă filmare, ca sus, cu ăștia care au murit în Ucraina. Mă uitam și vedeam cu un alt tip de eroi și martirii anticristului. Sunt femeile acelea care umblă, mă rog, de trăcate, unei care protestează goale. Prin Rusia, prin alte țări, prin Occident, mâine cu mine asta apare și la noi, prin țară. Protestează pentru că ce vor acestea? Vor să fie cât mai liber avortul, protestează pentru că vor legalizarea acestor perversiuni care sunt sexuale, protestează împotriva Bisericii lui Dumnezeu și intră chiar prin biserică. Și am văzut într-o biserică din Rusia, când a intrat în Moscova, într-o mare catedrală, cu chitări mascate și în pielea goală și jucau prin fața Sfântului Altar și își băteau joc de biserică. Și mă uitam la o filmare ieri cu durere, am văzut acei soldați cazaci. Care au miliția cazacă, care au ruși.
Au mers ele, s-au îmbrăcat, au pus niște mășuri și pe față, s-au fost și tăli și vreau să protejeze cu felul lor mâșa. Au venit ăștia cu biciuri, cu șlanguri, și le-au bătut, dar le-au bătut zdravă. M-a luat groaza când am văzut felul cum le-au bătut. Și vezi că s-a întâmplat după ce le-au lăsat din bătaie. S-au luat și tălii de pe jos, mășterii, au plecat într-o altă parte de oraș, au urcat univa, e, nu știu ce, niște scări la un mare antichiatru din Rusia, s-au început iară să protesteze, ca să vedeți. Aceștia nu sunt martirii iadului? Pentru cine mănâncă aceste femei, m-am pus o bătaie? Deci înseamnă, cum spune, că sfărăturile se creie, oamenii fără se creie. Mă omului, pentru ce mor tu? Ce vrei tu? Pentru că vrei păcatul, pentru că vrei avortul, pentru că vrei homosexualitate și prostituție, pentru asta mor tu? Pentru că vrei să se distrugă biserică, asta e idealul pentru care mor tu? Sincer, am ajuns să fiu invidios chiar pe ele și-ar duci în Ucraina. De ce? Pentru că mă gândeam, eu n-am atâta râdă. Nu știu câți încășinii noștri au astăzi. Să ne apărăm biserica, să ne apărăm valorii naționale. Nu știu că dintre noi care mergem duminică la biserică și care ne rugăm și postim și avem duhovnic, suntem în stare să murim astăzi, luptând împotriva ecumenismului, luptând împotriva îndosarierii electronice, luptând la ora actuală împotriva vânzării mormintelor martirilor noștri. Cât suntem în stare sau pentru a promova cultul martirilor noștri? Să facem acest lucru. Mă gândeam, iată câtă râmă au aceste femei pentru Satana și noi nu avem atâta râmă pentru Hristos, din nefericire. Pentru ce? Mă întrebam. Vedeți? Asta e marea noastră durere. Dacă avea și noi măcar atâta râmă cât au aceste femei sau acești oameni care mor în Ucraina pentru diavol, că nimic altceva nu văd. Chiar nu văd, n-au niciun folos. Pur și simplu să mor degeaba, să mănânci bătaie degeaba. Nu înțeleg cu acesta. Și culmea să mănânci odată bătaie și să nu te lași făgu bat, să mergi până la moarte. Nu contează, să dea tine ca în sac, dar să mergi pe linia ta înainte, susținând răul și prostia până la capăt. E uribil că am auzit că așa o societate să trăim. De aceea nu spun degeaba părinții, că vine o vreme când lumea va înnebuni, că cei care nu vor vrea să înnebunească, vor fi considerați ei nebuni. A sosit ceasul acela, frate. Ori pune să vorbim noi unei astfel de societăți despre judecată, despre pocăință, despre iubire de aproape. Pentru că mulți, înțelegând greșit chiar Sfântul acesta al Scripturii de astăzi, au ajuns să considere Biserica Ortodoxă că este doar de utilitate în aceasta filantropică. Adică Biserica trebuie să se ocupe doar cu grija de trupuri, dar nu să din patii. Nimic mai mult decât atât. De aceea Biserica trebuie să facă doar pentru trupuri, case de bătrâni, case de copii, să dea mâncare, și dacă se poate chiar și cermezi. Unii au și început să dea cermezi, dar să dau chiar spectacole prin biserică acum. E muzică simfonică, concerte, de lucruri, chiar prin biserică. Așa nu să se creadă, înțeles greșit, menirea bisericii care este începutul împărăției lui Dumnezeu. Au început să înțeleagă că biserica e făcută doar pentru utilitate publică, aici. Să ne mascăm viața lipsită de Dumnezeu și patimile prin activități care se fac tipul în biserică. Așa s-a ajuns astăzi din nefericire. De aceea auzim pe foarte mult spunând la ora actuală că biserica a ajuns o primerită pentru societate în felul ei adevărat înțeleasă. Deci am văzut acel episod care a fost acum cu acea fată din București. Acea Iulia care a fost plecată de acasă la mănăstire. Mă uitam și eu ce mentalitatea unui oameni astăzi, îngrozitor. Biserica a traumatizat-o psihic. Biserica i-a făcut rău. Religia în școală îi face rău omului de astăzi. Concursurile de mis care se fac, concursurile acestea de raculare de vedete, care trezesc mândria în copiii noștri, care îi demonizează și depășează Dumnezeu. Concursuri trebuie chiar de nisuri, de acestea la fete de 13, 14, 15 ani, care merg să se dezbracă cu nerușinare în fața publicului întreg, aia nu-i traumatizează. Aceea este ceva normal și corect.
ora de religie. Vedeam într-o, tot așa, într-o filmare, o familie din Craiova, foarte polită împotriva bisericii și împotriva unui profesor de religie. Pentru faptul că fica lor, spunea tatăl, influențată de profesorul de religie la școală, a plecat la mănăstirea Tismana. Și ai 2 ani de zile de când viețuiește acolo. S-a luat toată hotărârea de a se călugări. Și spunea, vedeți ce mentalitate, spunea ăsta profesorul de religie, spunea, cum, domnule, biserica să-mi distrugă familia, spunea el, că era așa înțelege, pentru el asta-i distrugerea familiei înseamnă. Dacă copilul pleca la mănăstire, i s-a distrus familia. Vedeți? Cum au zis și alte cazuri, copiii care au fost convinși să postească postul de creștian și părinții au dus la psiholog, că sufere de deliri religios, îți bolna fie. Ce înseamnă mai aia? Să te osândești, auzi, așa cum e unici, că dacă postești să te osândești, să te osândești să fii postul de creștian. Ce înseamnă asta? Să numai trebuie să ai o problemă la cap să faci așa ceva. Așa nu societatea noastră nebunită de astăzi, din nefericire, să gândească. Biserica e doar pentru utilitate publică. Restul niciun fel de valoare. Așa gândesc ei. Și nu mai înțeleg valoarea mântuitoare a bisericii, călăuzitoare a omului spre împărăția lui Dumnezeu. Asta nu mai are valoare pentru omul nostru de astăzi. El în biserică vrea să se odihnească de patimile sale. De aceea, de foarte multe ori, unii se simt deranjați când se spune adevărul. Pentru că nu se pot odihni în patimile lor. Dacă îi spui adevărul, începe să lucreze conștiința, să se trezească, să țipe în el. Mi-aduc aminte cu ani în urmă, acum vreo 15 ani, 16 ani în urmă, când trăiați apel aceea de lemn, aici în mijloc cu bisericii, când era construită biserica, și l-am prosit așa predică despre avort. O fost vreo 3 femei care nu mai călca niciodată în biserică. Că n-au vrut să mai audă niciodată. Ce să mai calci în biserică? Prea îngrozitor. Nu vreau să mai audă așa, că n-am auzit în viața mea, spune-mi ele. Da. Le-a mustrat conștiința. Sau trebuie, care zic, conștiința a început să urle și n-au suportat. Mai degrabă, numai. Nu vreau să mai audă așa ceva. Biserică de așa popă, de așa predică, nu mai trebuie să așa ceva. Vreau undeva unde să fie frumos, așa frumos, frumos, să pot să fac eu ce vreau eu și cum știu eu. Să nu spune nimic, doar de ferești. N-am nevoie să învăț ceva, să știu ceva, să mă trezesc din greșalele mele, Doamne, nu vreau așa ceva. Cam așa înțelege omul din fericire de astăzi, biserica. Întrebare, cum ne pregătim noi, fratele? Puteți ce spune Evanghelia de astăzi? Că vine judecata într-un moment dat. Că Iisus Mântuitorul vine ca judecător, nu mai vine așa cum a fost el în haina aceea smerită, suportând bajocuri, cule și ocări și eu știu fel de acuzații. Și vine să-l pună pe fiecare la locul său care îi se cuvine. Cum ne pregătim noi de acest moment dacă ne adormim conștiința? Dacă nu vrem să ne trăim, dacă nu vrem să ne schimbăm sub nicio formă? Cum facem lucrul acesta? Vedeți? O, iată, acesta este rolul adevărat al bisericii noastre. Biserica trebuie să crăuzească, trebuie să trezească. Și aceasta o face din iubire, o face din răutate. Din iubire îi spui unui om sau un copil când vezi că este semafor culoarea roșie și un copil vrea să treacă strada, îl iei din iubire de mână și-l oprești. Nu faci că ești de răutate aceasta. Deci el poate să-ți bate. Dar ce mă bătăi de mână să răzunește la tine? De ce mă oprești? Ce treabă mai cu mine? Păi măi copilași, nu vezi că aici e roșu? Uite, trec mașinile. Dar nu te spuneam că călcau mașinile. Nu-i treaba ta, zice. Așa e și omul nostru de astăzi, dacă îi spui adevărul, dacă atenționezi de stricul în care se află, dar ce-i treaba ta? Ce mă gudești tu pe mine? Ce-mi spui tu mie? Lasă, bre, că eu știu ce trebuie să fac. Nu trebuie să mă vezi tu pe mine. Asta e omul nostru de astăzi, vedeți, răzvrătit, vedeți, și fără frică de Dumnezeu. Vrea să doarmă în pace. Să nu-i spui că-i păcat cu tare sau că-i păcat cu tare. De aceea unii consideră, cum, ce să scrie în cărțile de religie despre Dumnezeu, despre judecată, despre iad, despre rai? Nu vreau să știm că ei se iad. Nu trebuie să scrie așa ceva acolo. Mai degrabă să facem un fel de istoria religiilor în școală, așa fi, și să zici, așa mari pe toate religiile, celulele, trei surgele, și copilul când o să crească mare, o să vadă el ce fel de religie o să-și aleagă. Chipurile. Așa se gândește, pentru că nu mai înțelegem adevăratul rol al bisericii. Vedeți?
pentru că nu ne mai interesează cuvântul pocăință, cuvântul judecată și nu știm că Hristos în viitorul s-a jertfit pentru noi și în măsura în care ne vom împărtăși din jertfa care a făcut-o pentru noi, ne vom ferici veșnic sau ne vom osândi veșnic. Asta trebuie să băgăm bine la cap. Deci nu Dumnezeu e la comanda noastră. Nu suntem la comanda lui Dumnezeu. Și vedem că această lume materialistă astăzi. Și atunci când îl invocă pe Dumnezeu, îl invocă pe Dumnezeu tot pentru cei care sunt materiale. Sunt pentru aceasta. Vezi că și aveți fotbaliști, cântăreți, merge la între pe joacă fotbal și face cruce și Doamne ajută să dau gol, știi? Mai lucru important au acestea, și de el cu șutul mici ca să margă în poartă, știi? Aia e problema importantă. Doamne, am zis, uite ce credincios om, vai de mine! Doamne ajută să câștige fica mea la concursul de Miss, nu știu unde, în care țară. Doamne ajută să iasă fata mea premiul întâi la concursul nu știu care de tenis sau de nu mai știu ce. Așa lungi omul acesta care nu mai știe de pocăință, judecată, nu mai știe pământul Dumnezeu. Și așa când se roagă, el păcătuiește. Înțelegeți? Și așa când se face impresia că se roagă, el ucurește pe Dumnezeu. În perspectivă. Și îl va ucurește pe Dumnezeu. Și se pai uite și credincios, om. Dacă se roagă pozitiv și campanie clară, merg în vizit, fac și zice, Doamne ajută să nu vadă proșul ăștia de fapt ce vrem să facem noi, știi? Și să zic că suntem credincios, dar noi știm ce avem de făcut cu Dumnezeu după aceea. Pentru asta se roagă ei. Când ai zis, vai și oamenii va uite, l-am văzut să făcea cruce, și fie cu oamenii să făcea cruce. Da, bă, el făcea cruce ca să vă ia Dumnezeu mintea vouă. Să nu știți ce ticălot și ce trădător din neam este el. De-aia își făcea cruce. Nu are nicio treabă cu credința, cu pocăința, cu biserica, cu nicio treabă n-are. Asta zicea. Asta face. Deci chiar omul care nu înțelege adevăratul scop al bisericii, să nu se pregătește în judecata lui Dumnezeu chiar și când se roagă. Chiar și atunci culești și păcătuiești fața Dumnezeu. Asta face. Ori, fratele, o să știți că nu rămâne nimic așa. Vine vremea când va trebui fiecare dintre noi să se înfățișeze în fața judecății lui Dumnezeu și, cum am spus de multe ori, nu suntem sfătuiți de Hristos Mântuitorul să pozăm în sfinții, în credincioși. Trebuie să fim cu adevărat credincioși. Să fim cu adevărat chiar sfinții, spune Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că vine o vreme când o să ne cadă masca jos la judecată. Și o să se vadă cel care se ruga dacă își căuta cu adevărat în rugăciune mântuirea, să căuta altceva. Își căuta fie profitul de atât aceasta, fie chiar satisfacerea patimilor sale. Se va vedea pentru ce se roagă. Se va vedea fiecare pentru ce merge la biserică. Că unii merg la biserică, mă rog, de ochii lumii, alții merg la biserică ca să se întâlnească, cum alunca să unii tineri să-și fac locul de întâlnire prin unei biserici și mănăstiri, sensul tineret. Alții merg la biserică, mă rog, de fală și mântie. Alții merg pentru că s-a spus de băiețul cu ochii albaștri de la FRI ca să umărească pe cutare sau cutare preot. Nu știu cazul de aceea, depinde pentru ce, vine vremea când se va da totul pe față. Să vedea fiecare, pentru ce ai mers la biserică. Care a fost scopul tău ce mergi la biserică? De ce te-ai rugat? De ce ai dat milostenii? Ca să vadă lumea ce mare ești tu, cât bani ai, de ce ai dat milostenii? Sau ai dat cu adevărat pentru împărăția lui Dumnezeu? Toate aceste mărși vor cădea în moment de. Și va vedea fiecare așa cum este el. Și va fi o mare durere pentru noi. De aceea, iată, cum am spus, suntem o societate vrednică de milă astăzi. De milostivirea lui Dumnezeu. Care s-a arătat pentru noi, dar din care, din nefericire, nu ne-am împărțit cu toții așa cum se cuvine. Să dea Bunul Dumnezeu ca, pocăindu-ne, să ne putem împărtăși din milostivirea lui Dumnezeu, din dragostea lui Dumnezeu, și această dragoste și milostivirea lui Dumnezeu sărășită în sufletele și în inimile noastre, să poată apoi din noi să se facă, cum spune Scriptura, râuri de apă vie, să poată să adapte și pe alții, să-i scoată și pe alții din temnița păcatelor, din toate boalele lor sufletești și trupești. Că împreună cu toții să ne putem împătișa în fața dreptului judecător, dând răspunsul cel bun în fața judecății sale și lăudând pe Hristos Dumnezeu în vecii vecilor. Amin.